Basme în limba română. Cei patru frați. Odată într-un sat mic, trăia un pescar cu cei patru fii ai săi. Fiii lui se numeau Rob, Cole, Alex și Harry. Pescarul era foarte sărac. Vânzarea peștelui era singura lui sursă de venit și reușea să câștige suficient pentru a-și hrăni familia. Nu mai avea nimic de dat fiilor lui. Într-o zi, i-a chemat la el și le-a spus: "Copiii mei, ascultați! Nu am nimic de oferit! Acum sunteți destul de mari, așa că trebuie să ieșiți în lume, să vă găsiți o vocație și să vă încercați norocul! Dar, tată, nu știm vreun meșteșug sau artă. Ce vom face departe de casă?" "Asta e exact ce trebuie să aflați! Trebuie să plecați pentru a vă da seama ce fel de muncă sunteți capabili să faceți." "Dar, tată, nu am mai plecat niciodată singuri." "Copilul meu, nimic nu va merge rău. Nu vreau să duci viața unui pescar. Abia putem trăi cu această muncă. Mergeți și învățați o meserie profitabilă." "În regulă, tată, dacă asta vrei, vom merge cu siguranță." "Da, tată, vom merge." Cei patru frați și-au luat la revedere de la tatăl lor și au plecat. După o anumită distanță, au văzut patru drumuri, toate mergând în direcții diferite. Rob le-a spus fraților săi: "Cred că fiecare din noi trebuie să aleagă unul dintre aceste drumuri și să ne reîntâlnim aici după 4 ani." Cum spui tu, frate mai mare? Cum spui tu, frate mai mare?" Cei patru frați au mers pe cele 4 drumuri diferite. Rob a întâlnit un om pe drum. "Prietene, aici e capătul drumului. Unde te duci?" "Vreau să învăț o meserie, orice fel de meserie care să permită câștigarea unui loc de muncă." "Atunci vină cu mine. Te voi face cel mai șiret hoț al lumii." "Nu, nu, vreau să trăiesc cu onestitate. Nu prin hoție. Vreau să trăiesc liber și să nu fiu băgat într-o închisoare." "Uite, prietene, cine-ți cere să mergi la închisoare? Învață abilitățile de hoț, dar folosește-le pentru a face bine." Rob a fost de acord cu el. Credea că nu este nimic în neregulă cu învățarea unei meserii, așa că a mers cu omul. Acesta l-a făcut atât de abil în hoție, încât orice și-ar fi dorit Rob putea să fure cu ușurință, fără ca cineva să știe vreodată. În timp ce mergea pe jos, Cole a ajuns într-un loc unde curgea un râu și exista doar o casă în zonă, fără nimic altceva în jur. A văzut un om stând lângă râu. Ținea o mașinărie făcută din sticlă. Cole nu putea înțelege ce este. S-a dus spre el. "Bună, prietene! Ce faci?" "Cu această mașinărie poți vedea cu ușurință lucrurile în depărtare. Se numește un binoclu." "Pare foarte interesant! Mă poți învăța cum să folosesc asta?" "Dacă vrei să înveți, cu siguranță te voi învăța." Cole a început să locuiască cu acel om. Omul a învățat abilitatea de a folosi binoclul. În câteva luni, Cole a devenit expert în asta. "Ai învățat bine, deci dacă vrei să pleci, ești liber." "Da, a trecut un an întreg, acum trebuie să plec." "Bine, ia-ți binoclul cu tine. Cu el vei putea vedea totul, fie pe pământ, fie în cer." Între timp, al treilea frate, Alex, a întâlnit un vânător. A rămas cu vânătorul în casa lui și a învățat de la el abilitatea de a vâna. "Alex, au fost multe zile în care ne-am antrenat aici pe câmp. Astăzi trebuie să ne antrenăm în junglă. Să vedem dacă poți să țintești obiectele în mișcare." "În regulă." Ambii s-au îndreptat înspre pădure, unde vânătorul i-a arătat lui Alex cum să ochească un cerb care alerga. Săgeata a lovit cerbul și l-a ucis.
Alex, hai, acum e rândul tău. Alex a luat o săgeată și a țintit o pasăre care zbura. Dar săgeata a ratat-o. Alex, încă mai trebuie să exersezi. De acum încolo, în fiecare zi vom veni în junglă pentru a ne antrena. Cum spui tu? În fiecare zi, vânătorul venea cu Alex în pădure pentru antrenament. În cele din urmă, Alex putea să atingă țintele și să nu rateze nici una. A devenit un expert absolut în arta vânătorii. Bravo, Alex! Ținta ta este perfectă și ai învățat fiecare aspect al acestei abilități. Mulțumesc, prietene! M-ai ajutat atât de mult! Dar doar datorită ție am reușit să învăț asta. Acum vreau să mă întorc acasă ca să-l ajut pe tatăl meu. Sigur, poți pleca. Ia acest arc și această săgeată. Vor fi utile. Cel mai tânăr frate, Harry, ajunse într-un sat unde întâlni un croitor. Frate, cine ești tu? Și ce cauți aici? Numele meu este Harry și vreau să învăț orice fel de meserie. Bine, spune-mi dacă vrei să devii croitor. Eu te pot învăța. Sigur, de ce nu? Mi-ar plăcea să învăț. Harry a început să stea în casa croitorului. Cu toată inima, croitorul l-a învățat pe Harry despre arta coaserii hainelor. I-a explicat cele mai mici detalii ale muncii, cum ar fi cum se bagă firul în ac, cum se ține o bucată de pânză înainte de a o coase, l-a învățat totul. Odată cu trecerea timpului, Harry a învățat croitoria foarte bine. Croitorul era foarte mulțumit de Harry pentru munca și sinceritatea lui. La plecarea lui Harry, croitorul i-a întins un ac și un fir și i-a spus: sunt foarte mulțumit de munca ta! Ia acest ac și firul. Păstrează-l la fel de moale ca lâna și la fel de dur ca oțelul. Apoi poți coase orice și nimeni nu va vedea niciodată cusătura în orice ai coase. Cei patru frați au ajuns în același loc în care promiseseră să se întâlnească după 4 ani. De acolo s-au întors acasă împreună. Când au ajuns acasă, s-au întâlnit cu tatăl lor și i-au spus ce au învățat fiecare dintre ei. Într-o zi, când toți stăteau împreună cu tatăl lor sub un copac din curte, acesta le-a spus: astăzi vreau să văd cât de pricepuți sunteți la meseriile pe care le-ați învățat. Există un cuib în partea de sus a copacului. Spuneți-mi câte ouă sunt în el. 5. Bine, Rob! Acum, adu-mi ouăle de sub pasărea care stă deasupra lor. Dar pasărea nu trebuie să știe. Rob a urcat în copac și, fără ca pasărea să-l vadă, a furat ouăle. Era atât de bun că pasărea nu și-a dat seama că ouăle au dispărut de sub ea. Wow! Extraordinar! Pescarul a pus cele 4 ouă pe cele 4 colțuri ale mesei și i-a spus fiului său, Alex: taie toate cele 4 ouă în 2 cu o singură săgeată, dar puii din ouă nu trebuie răniți. Alex a scos arcul și cu o singură săgeată a tăiat ouăle în 2. Pescarul a fost foarte fericit să vadă acest lucru și apoi i-a spus fiului său, Harry: acum, coase aceste ouă la loc, astfel încât pasărea să poată da naștere puiilor ei. Harry și-a scos acul și a cusut ouăle. Apoi Rob le-a pus înapoi în cuib. Pasărea nici măcar nu a știut. Foarte bine, copiii mei! Toți ați învățat cu toată sinceritatea în acești 4 ani. Nu am niciun dar să vă dau, dar sunt sigur că viața vă va răsplăti pentru munca grea. După câteva zile, vestea s-a răspândit în întregul regat că un balaur a răpit prințesa. Regele a declarat că oricine găsește prințesa va primi mâna acesteia. Fiii mei,
aveți ocazia să vă arătați talentele! Duceți-vă să salvați prințesa din mâinile balaurului! Toți cei patru frați s-au pregătit și au plecat pentru a salva prințesa. Cole a văzut cu binoclul său și a spus: pot să văd unde este prințesa! Balaurul a ascuns-o pe o insulă, în mijlocul mării, și stă acolo de bază. Apoi s-au dus la rege și au cerut o barcă pentru a putea ajunge pe insulă. Regele le-a dat o corabie, iar cei patru au ajuns pe insulă. Cole s-a uitat prin binoclu și a spus: balaurul doarme în apropiere și capul său e în poala prințesei. În acest caz, nu pot să țintesc ca săgeata să nu facă rău prințesei. Stați! O să fur prințesa și o voi aduce. Țineți barca pregătită. Rob a furat prințesa de la balaur. Dar când se întorcea la corabie, balaurul s-a trezit și a zburat deasupra lor, i-a urmărit. Era pe punctul de a ataca atunci când Alex l-a ucis cu săgețile lui. Dar când balaurul a căzut în apă, din cauza impactului, au apărut valuri mari care au făcut corabia bucăți. Toți pluteau pe diferite bucăți din corabie. Așa că Harry și-a scos acul, a luat fire lungi și a început să coasă panourile de lemn. Curând, erau cusute suficiente, încât toți să poată sta pe ele. Apoi au ajuns acasă cu prințesa în siguranță. Când au mers la rege, acesta le-a spus: voi patru decideți cine se va căsători cu prințesa. Când au auzit acest lucru, toți cei patru frați au început să se certe. Dacă n-aș fi găsit prințesa, ce ați fi făcut voi trei? Prin urmare, mă voi căsători cu prințesa. Dacă n-aș fi salvat-o pe prințesa de balauri, ce ați fi făcut voi trei? Eu mă voi căsători cu prințesa. Dacă nu aș fi omorât dragonul, ați fi reușit vreodată să ajungeți cu prințesa acasă? Cum să te căsătorești tu cu ea? Eu ar trebui să mă însor cu ea. Dacă n-aș fi cusut barca, voi v-ați fi înnecat. De aceea eu mă voi căsători cu prințesa. Văzând cearta celor patru frați, regele a decis că niciunul dintre ei nu se va căsători cu prințesa, pentru că nimeni nu va fi fericit așa. Regele a dat jumătate din regatul său celor patru frați ca răsplată. Frații au obținut tot ce voiau și în acest fel, pescarul a scăpat în cele din urmă de sărăcia lui și toți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.